Delegația masculină a României, care a participat la campionatul european de gimnastică artistică de la Mersin, Turcia, a revenit în țară. În fruntea lotului s-a aflat juniorul Gabriel Burtanete, medaliat cu aur în proba de sărituri. Legitimat la clubul Steaua București, Gabriel este fericit că, după aurul de la mondialele din 2019, a reușit să devină și campion european în acest an și speră ca în 2021 să cucerească o primă medalie și la seniori. Cum a fost competiția din Turcia pentru tine? A fost destul de grea, dar pentru că am fost atent, am luat locul întâi. Ce reprezintă pentru tine faptul că ai reușit să cucerești această medalie într-un an 2020 extrem de complicat pentru noi toți? Cu această pandemie a fost destul de greu, dar așa am avut în gând să vin aici să iau medalia de locul întâi și am reușit. Cum vei sărbători acest succes? Cu familie. Ce așteptări ai de la 2021? Să învăț cât mai multe elemente și să muncesc din greu pentru a lua medalii la seniori. Robert Burtanete a fost primul care și-a felicitat fratele pentru succesul din Turcia și este convins că anul 2021 va fi mai bun și pentru el. La europenele din acest an, Robert a ocupat de trei ori locul 4, la echipe, individual compus și sărituri. Fratele tău a cucerit medalia de au la sărituri. L-ai felicitat? Da, din prima secundă. Ce-ți dorești pentru anul viitor? Să muncesc mai mult. Un loc bun, la naționale, poate și în echipa de europene. Persoana care a avut cele mai mari emoții în fața televizorului a fost mama gemenilor burtanete. Ramona s-a bucurat pentru Gabriel, a suferit pentru Robert, dar este mândră în egală măsură pentru reușitele fiilor săi. Cum ați privit uh, această ediție a campionatului europene, având ambii copii în competiție? Cu mari emoții pentru ambi, și cu fericire și un pic de tristețe la final. De ce i-ați dat la gimnastică? Pentru că erau foarte energici făceau foarte multe prostioare, să zic, stăteau în mâini și diverse și să-și consume energia, să învețe să cadă, să nu se lovească și așa a început totul. Ce vă doriți cel mai tare din postura de mama? În primul rând să fie sănătoși, să nu aibă accidentări și cât mai multe medalii pentru ambii.